Fraților, bine v-am găsit la un nou vlog. Ei bine, de această dată o să-i facem cea mai șmecheră farsă lui Midu. Deci nu v-ați așteptat la asta niciodată, așa că să strângeți noi 100 de like-uri. Îi voi spune lui Midu, băieți, că am lăsat o fată însărcinată și că îmi trebuie neapărat niște bani. Să vedem dacă vrea să ne ajute cu această sumă de bani. Deci o să iasă talentul de tot prank-ul. Dacă vă plac și mai vreți să facem prank-uri lui Midu, poate și după Pandera, apăsați acolo pe butonul de like. Haideți să vă arăt și unde o să pun camera, băieți. S-o ascund aici între ghivecile de flori. Deci el nu are cum să o vadă aici, pentru că el va intra. Eu uite, o voi băga aici după florile astea și el va intra și nu are cum să o vadă, băieți. Nu are cum să o vadă, pentru că îl voi trage eu de vorbă să nu se uite spre cameră. Așa că haideți, băieți, să dăm drumul la farsă. Îl așteptăm să vină, că i-am spus că am ceva urgent de discutat cu el. Băieții, l-am poziționat așa bine aici încât să nu se vadă nici florile și să nu vadă nici minul telefonul, pentru că este aici ascuns după flori. Acum îl așteptam să vină, mi-a zis că acum pleacă de acasă. Haideți, băieți, că sună, băieți. Uite, o să-l pun să stea aici. Sper să se vadă. Haideți că sună, băieți. Hai, 100 de like-uri acolo. Haideți că vine, băieți, vine. Deci trebuie să părem foarte supărați așa, foarte supărați. Intră! Bă, frate, vino în coacă. Am o belea mare rău de tot mâncat. Ce probleme ai făcut? Vino în coacă, că am o belea mare rău de tot. Cuș aici. Ție de cușuri, ți-a de serios. Hai, salut. Stai aici pe braț. Zi-mă. Bă, frate, deci... Bă, păi, dar nu mă ține mult că zoc, am deditat. Da, știu că te luai din timp, știu. Am și o problemă mare rău. Deci știi că acum... Între cu ce-i? Dremuri! Doamne! Deci am o problemă. Deci știi că acum 3 săptămâni... Bă, stai dreacu jos când vreau să spun ceva. Am o morță, mă, tizui! Deci știi că eu acum 3 săptămâni am fost la o petrecere, înțelegi? Așa. Și eu la petrecerea aia am cunoscut o fată, înțelegi? Și era frumoasă pe gustul meu. Așa. Am băut, îți dai seama că ne-am bătat amândoi acolo și după aia ne-a zis că dacă vreau să continuăm la ea acasă, înțelegi? Da, păi știu că n-ai plecat-o cu Bolt atunci. Da. Și o să ieși tot mai târziu seama ce s-a întâmplat. Am băut acum. Așa știu acum, mi se leagă, bun. Așa, și azi dimineață ce crezi că pățim în cață? M-am văzut și că fusei supărat la școală și ălea, dar da. Nu vreau să eu să aflu. Nici la cază nu vreau să vină timpul mea și să-i că facem. Nu, bă, că am o problemă mare rău de tot, crede-mă. Bă, care e faza? Bă, am trimis o poză cu testul de sarcină și e gravid. Da, mă, de timpul pula mea cu faze. Bă, mă jur! La ora mă asta. Jur! În pula mea am de editat, am de făcut n-am chef. Bă, păi, mă jur pe ce vrei tu! A, mă, coaie, să mor tu cu testul tău de sarcină. Bă, coaie, mă jur, ești prost? Și mă, ce pula mea faci? Nu știu, coaie, că ea vrea să fac avort în pula mea și eu nu prea sunt de acord cu așa ceva. De atunci, de când, și că de 3 săptămâni, pula mea, de când am fost atunci la... Mă, că eu nu știu cu ăștia, cu testele ăștia, sarcină, că niciodată n-am umblat cu deștea, nu știu cum e, ce ți-arătă pe poză, ce? Bă, coie, deci sunt două liniuțe, înțelegi? Că e și două liniuțe ce înseamnă? Pozitiv? Da. Pusă-mi, bă. Și acum nu și știu... Și cum ce faci? Ce zic? Nu le-am spus în pana mea, că nu pot să le zic așa ceva. Eu zic să-i ție să mă consol cu tine, să văd ce facem. Dă-mi și mie un sfat. Nu, cu eu nu știu, n-am ce să... N-am ce să zic, n-am trecut prin faze de ăștia, nici nu vreau să trec. Bă, eu vreau să păstrez, dar ea nu vrea. Să, ea... să păstrez? Păi ai nebunit la cap? Bă, eu nu pot să fac așa ceva, ești nebun. Și ea mi-a spus, deci fii atent, e într-o relație cu un băiat, înțelegi? Așa. Și au o relație lungă și nu, acum... Nu, nu contează, n-ai tu cum să păstrezi un copil de la vârsta asta. Faza, acum e faza că ea nu vrea să afle nici gagicul, să o înțelegi? Păi, tu nu faci nici măcar 200 de euro pe lună și tu vrei să spui că tu ești în stare să crești un copil, da. Și dai tu pensie alimentară. Bine că tu n-ai sală, nu să se ajungă vreodată la pensie alimentară, dar...
Păi, ești nebun la cap, tu n-ai bani să-l întreții, dacă n-am eu și eu fac mai mult ca tine bani. Să zicem că vreau să fac, că ne hotărâm să fac avort. Da, așa. Bun, care e problema? N-am bani. Bă, Coaie, mamă, că asta e vrăjeală de mâna a doua în pula mea. Bă, Coaie, adică nu e vrăjeală. Adică tu vrei să spui că fix atunci la petrecere ție ți-a băgat salariu și tu vrei să-mi spui mie că tu nu mai ai bani de atunci. Nu păi e dacă... vrăjeală și dacă nu mă crezi, vino să-ți arăt poză cu testul de sarcină. Păi dacă eu, ia mă ia. Vino încă să-ți arăt. Ia mă ia, dă-te în pula mea că... Uite, stai așa. Telefonul ăla îl băgai la încărcat și ți-arăt pe telefonul ăsta. Uite, ești prost? Păi tu crezi că eu glumesc? Eu nu e după. Uite. Tu crezi că eu glumesc? Ce dracu? Și uite că ți-arăt și mesajele. Dă-mi cu ei de aici dobitoc să-mi bag pula. De ce nu? De ce nu te-ai dus tu cu ea? Mai bine dădeai în pula mea bani pentru un test de la de paternitate. Fute-mă și pe el să mă fut. Și vedem dacă e al tău, dacă nu e al tău. Dacă ea s-a mai futut cu încă trei atunci. Băi, e al meu. E al meu că eu știu ce am făcut în seara aia. Și tu știi ce a făcut ea în seara aia? Cu cine s-a mai... Bă, dracu, că nu s-o fi bat party și ea cu trei. Bă, păi, știm cu toții ce e, ce e prin cluburi, pe la petreceri și pe la alea. Știm cu toții ce drept, după așa că și cunoaște. Ce voiam să întrecem direct la subiect? Așa. Aia aveam să mă împrumut și pe mine cu 5 milioane. 5 milioane? Da. Mă, Coaie, nu știu că mie... Că mi intră banii pe 22. Bă, te rog eu mult de tot, Coaie, te rog eu mult de tot, sunt 5 milioane, Coaie. Bă, da mă, Coaie, dar acum ne-a dat 32 de milioane. Bă, nu mă lăsa! Mă, Coaie, mie îmi vine laptopul săptămâna viitoare, eu de unde fac rost de banii ăștia până săptămâna viitoare, că tu nu mai ai de unde să mi dai. Bă, Coaie, tu câți bani mai ai? 25 de milioane pe card. Și ce fac, bă, ce fac? Zici ce fac! Bă, Coaie, fii atent. N-am decât să-l păstrez. Pătați dracu din gură, Coaie, că mă faci în pula mea să-și bufnesc aceea râs cu copilul tău. Tu ești om de crescut cu copil, dracu. Tu ai stat la viața ta numai prin cârțuri și prin ăștia stăiești de crescut cu copil. Mă, Coaie, uite pentru tine. Oricum am 1% baterie. Nu știu dacă mai apuc să mai anulez comanda. Bă, te rog, eu anulează comanda. Eu cu parpanderele cumpărasem laptop. Avem de dat eu din partea mea 20 de milioane și parpanderele de dat 10. Treaba e că dacă îți dau ție 5 milioane acum... Doamne, ce fac? Treaba e că dacă îți dau ție 5 milioane acum, eu trebuie să mai fac încă 2 milioane. Eu le fac de lele, mai fac o promovare, mai fac un live aia. Și fii atent, mergem, scoatem banii, ți dau. Și pe 22 luna de vine, înainte de Crăciun, dai banii, că trebuie banii. Bă, ți dau, crede-mă, nu mai merg nici la Brașov, dar îți dau banii, crede-mă. Nu, încă vii la Brașov, că îți plătim noi dacă e ceva de mai bani. Bă, deci nu-mi vine să cred, Coaie. Bă, dar eu nu vreau să fac avort. Eu vreau să păstreze copilul. Am, Coaie, lasă-mă în pula mea cu vrăjirile ăștia. Tu ce crezi că eu dacă treceam prin faza de-asta, îi zicea, Maria, păstrează-mi fă, că eu vreau să fac fermă de copii până la 50 de ani. Ești prost? Da, bă, dar avem și un copil. Da, mă, aveai și tu un copil, păi da, pe aveai pe cine să deschizi ochii. Acum avem, ești om de 50 de ani. Nevastă. Da, mă, aveai și tu nevastă. Bă, Coaie, tu te auzi ce vorbești, tu mă iei la mișto sau ce pula mea faci? Bă, Coaie, era frumoasă. Iartă, scutește-mă pe mine, frate, dacă era frumoasă. Și ieșea un șușunghez de la de copil, ce mai făceai? Păi asta îmi stă și mie pe gând, dacă nu e al meu. Acum te deșteptași. Păi și dacă nu e al meu și eu îi dau banii și nu e al meu? Păi și mai bine te riști. Dai 12 milioane și faci un test de paternitate, că parcă atâta e, nu știu, că n-am trecut prin de-ștea. Și ei! Păi și cum fac testul de paternitate până nu se naște copilul? Simplu. Îl faci gen... Direct. Pă merge? Da, Coaie, ia ei, monstru, nu știu cum direct, se face, dar se face. Dă un morțului de test. Vei ține cu fom. Nu știu, băc. Da, și de dai 12 milioane și pe aia să zică că nu e al tău, dar parcă te iei... Da, să zică că e al meu? Ce fac? Să zică că e al tău după aia și pentru avor și pentru... Păi ești nebun la cap un salariu întreg, îl dai numai pentru o prostie de asta. Că te-am mâncat pe tine în cur, futu-s rasa, mătii. Am fost beat, Coaie, am fost beat. N-am avut ce să mai fac. Ia și pe, mănâncă acum pomoasele. Vezi de ce nu mă duc eu și mă încurc cu toate proastele? Și când mă încurc, mă încurc cu cap. Nu mă încurc așa când vine mie pe chirie. Am fost beat, Coaie, nu e vina mea. Bă, de ce faci? Mă ajuți. Te rog eu frumos. Da, mai. Hai, mergem la bancomat. Hai, pula mea, că mergem să scop bani. Bă, da, da, mi dai, da? Da, stai puțin, du-te și tu și mănâncă ceva până îmi schimbi și eu tricoul. Bine. Vezi, du-te la frigider. Bă, Coaie, dar să-mi bag pula, eu nu știu cum le faci tu, mereu le gapezi, mereu le încurci toate ăștia. Să mor eu, nu știu.
Stai să mă schimb, să nu intri, da? Da, te rog eu mult de tot. Ce ai, bă, de ești așa nervos? O, bă, că ce rușiu 5 milioane împrumut. Da, mă, băi, sunt pe 5 milioane ăla în cele 5 milioane ăla 20, pe unde cu oameni ajungi? Mă bag și eu dacă nu zic o, bă, că ți dau înapoi. Da, da, e cum. Nu mai fi supărat. Până când vrei să-ți dau banii? Până pe 20 îmi dai, până în acum. Ți dau, mă, ți dau. Văd eu ce fac și ți dau. Băga mi-aș picioarele că nu mai de probleme, în ăștia dau eu. Băga mi-aș picioarele să-mi bag. Bă, nu mai încerca o să-ți bagi acolo datele, că a fost o farsă, bă! Aoleu, ce-a crezut-o prostul, băieț! Mai scoate cardul, ești prost? Mamă, și acum nu mai scoate cardul, stați așa în telefonul mai așa să nu vedeți datele lui Midu. Ia, bă, bagă cardul. Mamă, ce ți-o luași, fraie! Nu! No! Nu da! Au, 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 filial de nu mai da! Nu mai da! Nu mai da! Ce fraților, pentru asta 1000 de like-uri, nu te pleci, bă. Bă, vino, bă, în coa, bă. Vino, bă, în coa, bă. Nu te supăra, bă. Vino, bă, ia uite-te. S-o luași, fraiere. Bă. Ce poți să-mi faci? Bă, ăștia-s farse, a? Ăștia-s farse acum, a? Da, o mușcaș, a? De farse pe vremea asta, când eu sunt în miezul treburilor, tu fii tu repede cu farsele tine. Maru l-a și comandat la laptop, coaie. Maru l-a comandat la laptop. Și-l prinsese la reducere, că acum e mai scump, mâncați așa. Pentru treaba asta îmi dai banii de la reducere încolo. Băieți, vreau pentru treaba asta să strângem neapărat 1000 de like-uri. Da, fraților, deci pot să zic că Midu a mușcat-o rău de tot astăzi. Dar ce sunt, mă? Tu ești și prost, coaie, tu ești și prost, ce să-ți mai cer? Am ce să-ți mai cer? Bă, băieți, bă, eu sunt conjurat numai de prieteni, prost, mă jur. Ăștia-i mei după YouTube, că restul lasă, ia mai sede, Doamne ajută. Dar eu așa sunt conjurat numai de nume prost, ăsta și cu parpandel. Mi-am ales pleb, pleba gru. Aolo, Doamne, da, băieții, cam atât a fost cu această farsă, dacă v-a plăcut. Zi-mă câte like-uri să strângem la această fază. N-ai nicio șansă, bă, n-ai nicio șansă. E bine! Și noi ne auzim la un nou clip zilele astea. V-am pupat, am fost Arhot. Salut, băieți!